Ne întoarcem, doamnelor și domnilor, în transmisiune directă la Direcția Națională Anticorupție. Tocmai a ajuns și l-aveți în imagine pe președintele ANAF. Este citat în același dosar de fraudă cu fonduri europene destinate programilor pentru incluziunea romilor din țara noastră, un dosar în care procurorii anticorupție au cerut deja să fie arestați deputații Nicolae Păun și Mădălin Voicu. Iar în urmă cu aproximativ o jumătate de oră vorbeam cu reporterul nostru Andreea Georgescu despre prezența acolo la ANAF, la DNA, vicepreședintele ANAF Mihai Vătășoiu, cel care părăsea sediul Direcției Naționale Anticorupție având calitatea de suspect. Andreea Georgescu e pregătită să ne dea noi informații. Andreea, iată că în acest moment chiar președintele ANAF este chemat la sediul DNA. Ai idee care ar putea fi implicarea acestuia? Bine te-am regăsit, Sanda. Vicepreședintele ANAF nu a vrut să facă declarații în momentul în care a ajuns, în urmă cu doar câteva minute, aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție, având însă în vedere punerea sub acuzare a subalternului său, vicepreședintele ANAF, nu ar fi exclus ca aceeași decizie să fie luată de procurorul de caz și în privința șefului agenției fiscale. Rămâne de văzut însă dacă se va întâmpla sau nu acest lucru. Această punere sub acuzare a vicepreședintelui ANAF și citarea la DNA în acest dosar a șefului instituției vin în contextul în care Mădălin Voicu este acuzat de mai multe infracțiuni. Una dintre ele se referă la faptul că Mădălin Voicu ar fi intervenit la persoane din conducerea ANAF, se exprimau procurorii DNA în comunicatul prin care anunțau că cer ridicarea imunității pentru parlamentar, pentru ca fiscul să nu pună în aplicare o serie de decizii de impunere prin care solicita recuperarea unor sume de bani, drept taxe și impozite, de la persoane implicate doar scriptic în dosarele, în două proiecte din fonduri europene derulate de parlamentarul Nicolae Păun prin intermediul Asociației Partida Romilor. Acele persoane erau trecute în acte ca și cum ar fi încasat sume de bani și în mod normal ar fi trebuit să plătească contribuții sociale. ANAF a emis astfel de decizii de impunere, însă datele din anchetă arată că în urma unor intervenții făcute de Mădălin Voicu, potrivit probelor strânse din dosar, acele decizii de impunere nu au mai fost puse în aplicare. Vorbesc cei de la DNA inclusiv despre intervenții făcute în vederea promovării unui proiect de lege care prevedea amnistia plății contribuțiilor pentru asigurări sociale pentru anumite categorii de persoane care de asemenea ar fi fost în beneficiul afacerilor presupus ilicite derulate de Nicolae Păun. Acesta l-ar fi recompensat pe Mădălin Voicu prin plata sub titlu fictiv a unei sume de aproape 300.000 de lei, dar și prin angajarea, de asemenea fictivă, pentru că nu erau prestate servicii, a soției lui Mădălin Voicu, de asemenea citată astăzi, de asemenea are calitatea de suspect în acest dosar.